Renumita nutriționistă Mihaela Bilic a dezvăluit în mediul online un secret despre alimentele antifoame, acelea care nu doar că ne ajută să scăpăm de acea senzație săcăitoare, dar pot fi și utile în procesul de slăbire. Această problemă de alimentație, întâlnită frecvent în rândul multora dintre noi, îi pune pe mulți în dificultate chiar și atunci când respectăm strict mesele zilnice. Mihaela Bilic susține că soluția constă în modul în care alegem ce mâncăm. Alimentele bogate în fibre și proteine sunt esențiale pentru a ne menține sătui pe o perioadă mai lungă de timp, iar aceasta este cheia pentru a scăpa de senzația constantă de foame. În plus, aceste alimente sunt și de ajutor în procesul de slăbire, diferite de cele bogate în grăsimi, sare sau zahăr, precum și cele procesate care oferă o senzație de sațietate foarte efemeră. Ca să ne păcălim instinctele, trebuie să fim isteci și să alegem alimente cu putere sațiogenă crescută care ne satură cu puține calorii. Senzația de sațietate apare la două categorii de nutrienți, fibrele care au volum mare și dau efect de stomac plin și proteinele care sunt greu de digerat. La cealaltă extremă sunt alimentele cu volum mic și conținut calorii crescut, precum brânzeturile, mezelurile, grăsim, produse de ronțăit, dulci sau sărate. Chiar dacă ni se pare că am mâncat puțin, există riscul să ne îngrășăm, a scris Mihail Abilic. Nutriționista a mai enumerat alimentele care țin de foame pentru o perioadă îndelungată. Surpre prinzător pentru fanii dietei vegane printre alimentele care țin de foame și nici măcar nu îngrașă, se află ouăle, carnea și peștele. Mihaela Bilica mai preciza că dacă vine vorba despre făinoase, pastele al dente și cartofii fierți în coajă sunt alegerile perfecte. Ciorba este și ea o alegere excelentă pentru a ne sătura cu puține calorii, deoarece, deși conțin peste 90% apă, supa și ciorba ne satură cu puține calorii. În ceea ce privește desertul, fructele bogate în pectină, precum merele, perele, gutuile și cai sunt cele mai bune alegeri, iar pe lista gustărilor, cele mai bune alimente pentru slăbiți sunt morcovul și porumbul expandat, relatează realitatea.net.